Familia franciscană comemorează cea de-a 800-a aniversare a stigmatelor Sfântului Francisc primite la Laverna, în Italia. Părintele Pier Marco de la Custodia Țării Sfinte ne ajută să înțelegem semnificația acestui dar primit de Francisc și cum îl putem primi în viața noastră. Ecco invece la richiesta che fa Francesco. Cererea pe care Francisc o face pe Laverna este tocmai de a participa pe deplin la viața lui Isus, care este o viață de pasiune. În italiană, pasiune, în primul rând, nu înseamnă durere. Înseamnă o iubire care nu calculează. O iubire care, dacă vreți, este chiar nesăbuită, fără criterii, care se aruncă total. Sfântul Francisc credea profund în acest adevăr al iubirii pasionale a lui Dumnezeu pentru el și pentru întreaga umanitate. În sursele franciscane, Toma de Celano ne spune cum și-a trăit viața de zi cu zi în maniera lui Hristos. Lo sanno molto bene i frati che... Frații care au trăit cu el știu foarte bine cum, în fiecare zi, sau mai degrabă, în fiecare clipă, amintirea lui Isus ieșea la suprafață pe buzele sale, cu câtă dulceață și delicatețe îi vorbea. Cu câtă iubire tandră vorbea cu el, gura sa vorbea din plinătatea inimii sale și acel izvor de iubire luminată care îl umplea în interior se revărsa și în exterior. Era într-adevăr foarte ocupat cu Isus. Isus era mereu în inima sa, Isus pe buzele sale, Isus în urechi, Isus în ochi, Isus în mâini, Isus în toate celelalte membre ale sale. De la iubirea pasională la împărtășirea de sine cu inima lui Dumnezeu. E sulla Verna, infatti, Francesco chiederà. Și pe Laverna, într-adevăr, Francesc va cere să pot, atât cât este posibil pentru inima umană, să trăiesc acea durere și iubire care te-au determinat să mori pentru noi. Așadar, a celebra stigmatele Sfântului Francisc înseamnă a înțelege, uneori, din păcate, doar la nivel cerebral, că viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Am avut o experiență foarte frumoasă în calitate de capelan la Spitalul Gemelii din Roma și obișnuiam să vizitez bolnavii, iar dimineața duceam împărtășania. Într-o zi m-am gândit, ce fac, îl aduc pe Isus la Isus? Pentru că dacă nu-l aduc pe Isus la ei, cum pot fi ei Isus? Ei bine, uneori nu există această conștiință, nici măcar în purtarea crucii, pentru că este dificil, pentru că crucea este grea. Dar acolo unde a existat o cruce, pe o parte există fără îndoială un crucifix, dar pe cealaltă parte există întotdeauna Isus. În unele sanctuare din Țara Sfântă, cum ar fi Nazaret, Betleem și în Biserica San Salvatore, aflate în custodia Țării Sfinte, au avut loc celebrări pentru a trăi, ca o comunitate franciscană, intensitatea acestui har al iubirii pasionale a Sfântului Francisc pentru viața lui Hristos. Sicuramente una grande festa San Francesco, 800 anni degli stigmate. Abbiamo celebrato noi con tutti i frati. Celebrarea celei de-a 800-a aniversări a stigmatelor Sfântului Francisc a fost cu siguranță o mare sărbătoare. Ieri am sărbătorit cu toți frații, iar astăzi am sărbătorit și cu tinerii, studenții și copiii noștri. I-am întrebat despre viața Sfântului Francisc, iar ei au știut și au răspuns cu toții. De fapt, ei trăiesc această sărbătoare cu noi și aceasta este misiunea noastră franciscană. De asemenea, trebuie să facem ca misiunea noastră să înflorească cu elevii noștri, care sunt atât musulmani cât și creștini. Hanno cantato, hanno pregato, hanno participato. Pentru sărbătoarea Sfântului Francisc, o relicvă din sângele său urmează să ajungă în Țara Sfântă pe 4 octombrie, spune părintele Ibrahim, un semn de împărtășire în fața suferinței și a fricii pe care războiul continuă să le semene între popoare, dar este de asemenea un semn al unei prezențe care nu obosește niciodată să aducă pace și speranță noilor generații. Un elev conștient de această posibilitate, ne spune părintele Ibrahim, și-a exprimat dorința profundă ca acesta să fie un semn al păcii. Speriamo che con la festa di San Francesco. Să sperăm că odată cu sărbătoarea Sfântului Francisc, cu relicva sa care va veni pe aceste meleaguri, așa cum spune tânărul, cine știe, poate că visul de pace va deveni realitate. Asta este ceea ce ne dorim cu toții. Îl binecuvântăm pe Domnul pentru darul stigmatelor lui Francisc, care a primit misterul lui Hristos în carnea sa, de la nașterea sa în Betleem, în sărăcie și umilință, în viața pură și simplă din Nazaret și până la Ierusalim, unde, cu sacrificiul său total, Isus s-a predat voinței Tatălui, dăruindu-se cu totul pentru umanitate.